Știm cu toții că se fac experimente pe cobai. Au fost scandaluri în ultimii ani cu organizații de protecție animalilor care au descoperit în Marea Britanie, spre exemplu, folosiți pentru experimente căței. Folosite de asemenea pentru experimente sunt maimuțe. Dar oameni, oare sunt folosiți și oamenii pentru experimente de laborator? Sau pentru experimente în masă? Bine ați venit la B de la Borgia! Doamna dr. Beatrice Mahler, devenită de curând persoană publică prin pozițiile dumneei pro-vaccinare anti-COVID, se văita zilele trecute că peste 100 de medici sunt citați în dosare penale și au plângeri penale împotriva lor pentru modul în care și-au tratat pacienții în timpul pandemiei de COVID. Unii dintre ei sunt acuzați chiar de omor din culpă. Și tot dumnei spunea că e greu să explici unui magistrat, unui procuror care n-are absolvită medicina cum stau lucrurile în lumea medicilor. Dacă ar fi vorbit cu colegiul medicilor, aceștia ar fi înțeles de ce doctorii și-au tratat rău, greșit pacienții, pentru că tot dumneavoastră spune în continuare că, într-adevăr, e posibil ca doctorii respectivi să fi greșit în modul în care și-au tratat pacienții. Pe de altă parte, dacă veți intra pe site-ul www.ema.europa.eu, veți vedea rezumatul caracteristicilor vaccinului Pfizer, Comirnaty. La paginile 15-16 veți vedea lista excipienților sau ingredientelor. Primele două ingrediente sunt foarte complicate de pronunțat, însă au la sfârșit fiecare câte un cod, o prescurtare. ALC0315 și ALC0159. Dacă veți intra pe pagina producătorului www.biomol.com, veți vedea acolo descrierea completă a acestor excipienți, a acestor ingrediente. Și veți vedea că primul, cel 0315, este descris acolo ca fiind o aminolipidă ionizabilă, care în combinație cu alte lipide, și al doilea ingredient este o lipidă de asemenea, zice, în combinație cu alte lipide, formează nanoparticule lipidice. Iar avertismentul din subsolul paginii cu descrierea ingredientelor la ambele ingrediente, sunt pagini separate, la fiecare dintre aceste două ingrediente spune, citez, produsele sunt doar pentru cercetări de laborator, a nu fi administrate oamenilor. Am încheiat citatul. Poate fi aceasta una dintre greșelile medicale care se fac? Poate să nu fie? Nu știu. Rămâne la cumpănirea fiecăruia dintre dumneavoastră. Un număr îngrijorător de mare de informații cu privire la modul în care reacționează corpul uman la diferite substanțe sau în diferite condiții de mediu provine din lagărele cu prizonieri din timpul celui de-al doilea război mondial. Iar îngerul morții, cum era supranumit din aceste lagăre, pentru noi cel puțin vesticii, și o să spun imediat de ce pentru noi vesticii, este binecunoscutul dr. Mengele. Nu o să insist prea mult asupra lui, deși în titlu o să apară numele lui ca fiind reprezentativ pentru ce a însemnat știința medicală sau cercetarea medicală odioasă. Așa cum spuneam, foarte multe informații medicale despre corpul uman provin de la experimentele făcute pe prizonieri din lagărele de concentrare din timpul celui de-al doilea război mondial. Prizonierii sănătoși erau supuși unor tratamente, spre exemplu, de amputare de membre sau de transplant de membre, sănătoși fiind, subliniez, pentru a se vedea cum se poate realiza acest lucru și să fie folosit pentru soldații germani răniți pe front. Alți prizonieri, în special prizonierii ruși, erau
cufundați în apă rece, înghețată și ținuți acolo o zi întreagă pentru a se vedea cum poate supraviețui un soldat german care se prăbușește cu avionul eventual în apele Mării Nordului, în apele rece ale Mării Nordului. Alți prizonieri erau în același scop ținuți 12-14 ore afară, dezbrăcați în ger, tot pentru a se vedea cum reacționează și cum poate supraviețui soldatul german în astfel de condiții pe front. Multe experimente, trebuie să spunem lucrul acesta, au fost făcute doar din pură curiozitate macabră, să spunem așa, curiozitate medicală. Există un studiu pe tema aceasta și concluziile sunt că, indiferent de scuzele invocate de medici, de medicii naziști după cel de-al doilea război mondial, niciunul dintre ei n-a fost obligat să efectueze acele experimente. Toți s-au înscris pentru experimentele respective voluntari. Această curiozitate macabră se poate observa deseori la copiii de o anumită vârstă. Și dacă acești copii nu trec și nu se maturizează, nu trec peste această etapă și își păstrează curiozitatea și când devin adulți, și dacă ajung să profeseze într-un domeniu unde își pot exploata în mod oficial, profesional, dacă vreți, curiozitatea, unul dintre domeniile acestea fiind medicina, aveți adevărate pericole sociale sau avem adevărate pericole sociale printre noi. Astfel, medicii naziști și nu numai, făceau experimente de dragul experimentelor sau pentru a satisface o pură curiozitate, deseori vorbim. Spre exemplu, în unele cazuri se injectau subiecților, pacienților, vopsea în ochi doar pentru a se vedea dacă li se schimbă permanent culoarea ochilor. Mulți prizonieri au fost expuși la infectare cu tot felul de bacterii, virusuri, cu tifos, cu variolă, cu malarie și așa mai departe. Au fost expuși la tot felul de otrăvuri, de gaze toxice, doar pentru a se vedea cum reacționează, cât timp rezistă, ce se produce în corpul lor, lucru care se observa la autopsiile post-mortem. Toate aceste lucruri fiind făcute de către medici calificați și care voluntar s-au înscris să participe la astfel de experimente. Nu insist foarte mult pe subiect, e un subiect foarte vast, s-au scris multe cărți, multe articole pe tema asta. Voiam numai să facem o imagine, să ne dăm seama puțin de ce înseamnă societatea noastră sau ce a însemnat chiar medicina cu câteva zeci de ani în urmă. Asta ca să facem legătura cu declarația doamnei doctor, care spunea că da, medicii pot să greșească și astăzi și se poate întâmpla să fi fost tot felul de accidente. Poate uneori nu sunt simple accidente, zic și eu. În fine, oricât de macabre ar fi fost experimentele și au fost îngrozitoare experimentele medicilor naziști din timpul celor de-al doilea război mondial, medicii japonezi au făcut experimente și mai terifiante. Noi știm foarte puțin despre aceasta sau știm mult mai puțin. Suntem, așa cum spuneam mai înainte, suntem familiarizați cu numele doctorului Mengele. Însă doctorul Mengele a avut un corespondent în rândul japonezilor. Shiro Ishii se numea. Acest medic a planificat și a condus o bază de cercetări medicale dedicate în mod declarat testării limitelor corpului uman, limitelor fiziologice ale omului. Unitatea aceasta a fost construită pe o suprafață de circa 6 km pătrați, peste 150 de clădiri, în Manciuria, în Harbin. Acolo se estimează, nu se știe sigur, câți oameni au fost supuși experimentelor acolo. Era unitatea 731 cunoscută, era special doar pentru experimente medicale. Nu se știe câți subiecți au fost victimele acestor experimente. Se estimează doar că au fost undeva peste un sfert de milion, doar în acea unitate. Majoritatea
subiecților, majoritatea pacienților, să zicem așa, deși impropriu sus pacienți, că nu te duceai voluntar sau că aveai vreo problemă. Erau sănătoși, erau captivi, prizonieri de război. Majoritatea erau prizonieri chinezi. Dar experimentele s-au făcut și pe prizonieri ai aliaților din vest pentru a se vedea dacă trupurile vesticilor răspund în același fel ca ale chinezilor sau trebuie dozele de neurotoxină, de otrăvuri, trebuie modificate pentru a corespunde rezistenței specifice vesticilor. Într-unul dintre experimente, spre exemplu, prizonierii chinezi erau legați de stâlpi la diferite distanțe de un obuz. Apoi obuzul era detonat și ulterior medicii treceau printre prizonierii legați și făceau constatări, măsurau, observau fiecare cum a fost afectat de explozia obuzului. Cei care erau morți, în ce proporții erau avariați, să spunem așa, distruși de către obuz, cei care erau mai departe și încă nu muriseră, dar agonizau, se vedea rana sau rănile cât de multe și cât de ample erau și se cronometra cât mai rezistau ei vii după ce au fost afectați de explozia obuzului. Deci nu e că scăpa cineva viu din aceste experimente. Alți prizonieri erau atacați cu aruncătoare de flăcări, erau otrăviți, erau băgați în camere de gazare, injectați cu neurotoxine, tot felul de experimente de-a dreptul draconice la care erau supuși acești prizonieri pentru a se testa modul în care corpul reacționează la diferiți factori externi. Când aveau nevoie de femei însărcinate pentru experimente sau de copii, pur și simplu îi răpeau de pe străzile din Harbin, fără nicio explicație. Prin urmare, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Germania cât și Japonia erau mult mai avansate decât celelalte țări cu privire la descoperirile medicale. Erau mult mai avansate în ceea ce privește nutriția, microbiologia, degerăturile, rănile cauzate de arme de foc, modul în care corpul este afectat de gazele toxice, rezistența la diferite boli a corpului uman și așa mai departe. Majoritatea medicilor naziști au fost trași la răspundere pentru crime de război, pentru crime împotriva umanității. Însă cei mai mulți medici japonezi au scăpat pur și simplu fără nicio pedeapsă. De ce? Foarte simplu. Cei care conduceau forțele aliate, să spunem așa, și anume americanii, le-au propus un târg japonezilor și anume li se acordă imunitate în fața crimelor de război dacă japonezii împărtășesc rezultatele experimentelor cu americanii. Aceștia, bineînțeles, au fost de acord pentru a scăpa viața sau pentru a scăpa în libertate și americanii au beneficiat de toate aceste studii, exonerând de orice responsabilitate de crime de război, crime împotriva umanității pe acești călăi în halate albe. Chiar Shiro Ishii, creierul operațiunilor, a fost supus unui interogatoriu foarte amplu, după care i s-a dat drumul în libertate și și-a trăit viața în continuare nestingherit. A murit în somn prin 1959 la vârsta de 77 de ani. Nu știm dacă liniștit sau bântuit de scenele care îi se întipăriseră în minte în urma experimentelor pe care le-a făcut. Cert este că nu s-ar fi știut niciodată despre unitatea 731 din Manciuria dacă n-ar fi fost descoperită o casetă într-o arhivă de către un student din Tokyo în timpul unor cercetări pe care le făcea la o bibliotecă de acolo. A văzut caseta, a rămas oripilat de ceea ce a văzut acolo, de mărturiile de pe caseta aceea și a făcut-o publică. Însă asta se întâmpla prin 1985 și era mult prea târziu pentru ca medicul Shiro Ishii să mai fie tras la răspundere. Cam atât despre istoria recentă a medicinei de război sau a medicinei experimentale. Poate
într-un episod viitor, o să vorbim mai pe larg despre pașii care trebuie urmați, protocolul pentru obținerea aprobării unui medicament, protocol care, așa, ca o paranteză, la un moment dat constă în experimente făcute cu acel medicament încă neaprobat pe oameni, pentru că rezultatele de pe cobai nu se pot extrapola așa matematic de la sine prin creșterea dozei și aplicarea la om. Nu, întâi se fac experimente concrete pe oameni, pe azile de bătrâni, pe spitale de nebuni și chiar pe, poate pe unii dintre dumneavoastră, prin anumiți medici de familie plătiți ca să ofere medicamentele experimentale unora dintre pacienții lor. Dar despre asta mai pe larg, poate într-un episod viitor. Până atunci, ai grijă de tine, multă sănătate și toate cele bune!